Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum au crescut sporurile tăiate de guvernul domnului Ciolacu, dar poate data viitoare. După mai bine de 30 de ani de la căderea regimului comunist, în care sărăcia și foamea au devastat societatea românească, iată că încă mai există sute de școli cu haznale. Și rugămintea mea este să nu le mai spuneți, să nu le mai spună nimeni, să nu le mai spunem WC-uri sau toalete, școli fără WC, școli cu WC în fundul curții. Nu există școală cu WC în fundul curții sau toaletă. Este, trebuie să le spunem pe numele adevărat, latrină, hazna. Și aparent asta e una dintre problemele nerezolvabile, nu doar nerezolvate, nerezolvabile ale României, că nu mai e o chestiune ce ține doar de învățământ. Câte școli cu această problemă există în țara noastră? Ei bine, asta pare să fie a doua mare dificultate pentru Ministerul Educației și pentru inspectoratele școlare, structurile conduse de șefi puși politic, ca să supravegheze ce se întâmplă în învățământul românesc. Sunt atât de buni acești inspectori școlari puși politic, încât uite că nu reușesc nici măcar să numere corect câte școli cu hazna avem. Deci, efectiv, nu se știe sau nu se spune adevărul în privința numărului acestor școli cu latrine. Mai rău, pe măsură ce trec anii, numărul acestora pare să crească în loc să scadă, iar asta rezultă din documente oficiale și din declarații publice. Publicația EduPedu a observat că un proiect de hotărâre de guvern pus în transparență publică la Ministerul Educației săptămâna trecută se referă la finanțarea pentru amenajarea de grupuri sanitare în 227 de școli lipsite de acest minim confort civilizațional. Deci reținem 227 în martie 2024. Doar că toamna trecută, la începutul anului școlar, doamna Ligia Deca, ministrul educației, declara că în România mai erau doar 189 de școli cu latrine. Deci 189 în septembrie 2023, 227 în martie 2024. Mie mi se pare că au mai crescut. 38 au mai apărut. Deci, practic, s-au mulțit. Din solidaritate, unii și-au demolat toaletele da. Și și-au făcut latrină în spatele. Cât înseamnă asta procentual? 10%? 18%? Deci ceva mai mult de 15% creștere. Acolo, da. Dar stați, mai avem. Stăm. În vara lui 2023, purtătorul de cuvânt al PNL, domnul Ionuț Stroie, declara că, citez, în acest an avem 180 de școli cu toalete în curte. O cifră similară celei precizate și de fostul ministru al educației, liberalul Sorin Câmpeanu, în septembrie 2022. Deci, 180 în vara lui 2023, 189 în toamna lui 2023, 227 în primăvara acestui an. Și mi se pare că suntem ca în filmul ăla, curiosul caz al lui Benjamin Button, dar doamna Deca și haznalele din cursile școlilor sunt cazul Benjamin Button, nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.